Un bărbat de 31 de ani din Târgu Cărbunești a fost reținut aseară pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având permisul suspendat. Acesta a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe strada Minerilor din localitate. Suspectul a fost dus aseară în centrul de reținere și arestare al Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, urmând ca la expirarea ordonanței de reținere să fie cercetat în libertate.